Only my heart is stronger than my brain. Astăzi este ultima zi de sneak peek în care vom arăta noul brawler Kenji, care va fi legendar și va fi lansat la o lună distanță. Mai exact, dacă pe joi, pe data de 29, va veni brawlerul nou numit Mo și va fi mitic, e bine, la 4 săptămâni, 1, 2, 3, 4, adică pe 26 în mod normal, ar trebui ca să sosească acest brawler Kenji. După aia, la o săptămână distanță, să-l puteți lua voi cu credite. Bineînțeles, neapărat trebuie cumpărat PS-ul, pentru că altfel nu o să-l poți lua și nu o să ai credite de unde să poți lua pe acest Kenji. Și cred că prețul lui va fi de 100 de lei la legendară, nu? Cred că așa a fost ultima legendară ca preț Draco când am luat-o. Dar o să vedem lucrul acesta, pentru că mai trebuie să așteptăm. Dar eu zic că 26 septembrie este data de lansare cu bani și data de 3 când va veni și PES-ul nou și eventul cu SpongeBob se va termina, asta fiind 3 octombrie mai exact. Atunci trebuie deja ca să avem noul sezon cu Kenji în el. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brostas, un nou episod cu prezentarea acestui brawler mirobolant și fantastic, care are o mecanică genială, o mecanică pe care nu o mai întâlnești pe joc și mai ales super lui este genial. Înainte de a începe, v-aș ruga din suflet dacă puteți să apăsați butonul de like și de abonare. Hai să facem tot la fel ca la episodul de ieri, bineînțeles targetul, că nu știu sigur dacă s-a îndeplinit sau nu, 5555 de like-uri acesta este. Să vă abonați pentru că este gratis și nu uitați codul Mădăi pe shop dacă cumva cumpărați PES-ul sau dacă cumva cumpărați acest brawler Kenji, să vă asigurați că aveți și voi codul Mădăi pe shop, pentru că nu costă absolut nimic, și dați-mi un tag pe Instagram la mădăi.tarian23 dacă vreți să vă răspund la mesaje sau să vă pun la mine la story. Mie îmi place foarte mult și cum arată el, dar pe lângă faptul ăsta are și un skin de 29 de gemuri Fruit Samurai Kenji. Vocile sunt geniale, o să vi le arăt imediat. Poza de profil observăm acolo, dar un lucru ce îmi pune mie un semn de întrebare este faptul că mai există un player icon și e mult mai tare acesta. Dacă îl vei pune pe profil, arată mult mai bine, bro. Și da, și chiar și acum arată mult mai bine. Dar haideți să trecem la prezentarea lui. Îl luăm cu skinul acesta, de fapt el default. Este un asasin. HP-ul este de 7600, deci damage-ul, pentru că are două hituri. Unul este slash damage și unul este dash damage. 2000 este cel normal, ca să spunem așa, îl dai de două ori, 2000 cu 2000, 4000, și dash damage-ul este 1000, adică dă 5000 dacă are toate cele trei hituri date pe inamic. Damage-ul pe super este de 2600 odată când lovește, dar poate să lovească de două ori și dă 2600 ori 2, adică 5200 dacă am calculat eu bine. Ceea ce place foarte mult este că momentul este very fast. Deci este la viteză precum Crow. Da, very fast. Deci este cea mai mare rapiditate din joc, acest very fast. Și îmi place la nebunie. După aia, v-am arătat aici, are și o abilitate pasivă în care odată ce își dă hitul, o să-și încarce viața. Pe slash damage își va încărca viața cu 750 sau 700, nu, 700 din ce am observat, și 350 pe dash damage. Dar vom testa și lucrul acesta. Gadgetul, primul se numește dash și dash, iar odată ce îl vei da, el va da doar dash-uri din acelea ca să se miște pe hartă mai rapid, timp de 3 secunde. Consider faptul că ar mai fi bun și acest gadget, unde dacă tu îl vei da, damage-ul pe care l-ai încasat în ultimele 3 secunde îți va încărca viața cu 75% dacă vei folosi acest gadget, ceea ce mi se pare foarte tare ca mecanică, o să le testăm imediat. Iar după aceea, la Slicey Have, la Studied the Blade ăsta, îți dă un Slicey Have de 30% mai lung, adică practic superul lui va fi cu 30% mai lung pe hartă ca să-l poți da, dar nu mi se pare atât de bun pe cât mi se pare ăsta al doilea, în care timp de 5 secunde, dacă nu-i încasat absolut deloc damage, tu vei avea 90% damage reduction, adică damage redus de la adversari. Dacă vine Shelly și îți dă cu super un cap, 90% damage mai mic va avea Shelly pe acel super, ceea ce mi se pare foarte tare, să te duci agresiv, agresiv în inamici, dar timp de 5 secunde n-ai nevoie deloc să încasezi damage. Bun, acum, haideți să vedem la Mastery. Care este titlul lui mai exact? A, uite, ăsta e player icon-ul de aici, bro. De asta îmi plăcea mie foarte mult player icon-ul și vi l-am arătat și l-am luat pe profil. Samurai este player titlul lui, ceea ce e foarte tare. Iar el aici, ca abilitate cu SpongeBob, asta fiind abilitatea venind... Bă, stai puțin. Eu nu înțeleg un lucru. Deci brawlul acesta va avea timp doar de o săptămână ca să poți folosi abilitatea lui SpongeBob. Foarte interesant lucrul ăsta, pentru că pe data de 26, când va veni, va fi cu bani. Deci dacă tu vrei să folosești spatula pe acest brawler Kenji, tu trebuie să dai bani. Pentru că la o săptămână, când va fi cu credite,
SpongeBob va dispărea sezonul și nu va mai avea această spatulă. Bine, ce e drept că nici nu-mi place foarte mult spatula asta, nu prea o consider atât de bună, dar e important să fie acolo. Bun, acum la emote-ul de skin-ul vi l-am arătat, va costa 29 de gemuri sau va fi în oferta aceea pe care o vei cumpăra. Animația de win am văzut-o, o să o arătăm și pe cea de lose. Și haideți să le vedem și emote-urile, dar și vocile sale. Loyalty and duty. Mazide! I do not seek revenge. I only seek kanpai. Wasabi. Life is like death, except different. Sliced and diced. Tuna time. Samurai slash. Only my heart is stronger than my blade. Blade fury. Samurai slash. The weak are meat, the strong eat. Only my heart is stronger than my blade. Death by tofu. Brora, sashimi style. Mie îmi place la nebunie emote-ul ăsta wasabi. Wasabi, cum vorbește, bro, accentul ăla de japonez e tare, bă, mie îmi place foarte mult. Dar e legendar și o să fie destul de greu ca să le blochezi, dar ai nevoie de niște credite destul de bune ca să poți strânge pentru el. Acum haideți să vedem și poziția lui de luz. Ia să te vedem, brodere. Wow, a făcut o plecăciune și a dispărut din cadru. A mai rămas decât sabia și cu acel sushi care este decapitat din ce văd, că nu mai are capul acela absolut deloc. Acum haideți să trecem la prezentarea lui, bro, pentru că îmi place la nebunie mecanica. Mai ales superul de dispare pentru un moment și apare din nicăieri, ăla îl face ca să fie unic. De 7600 viață și el când începe meciul se pare că are acest dash ca să se ducă mai rapid, gen în distanță. După aceea are hitul acesta, după aia are dash-ul, are hitul ăsta, are dash-ul. Iar tu dacă vei folosi gadgetul, timp de 3 secunde ai doar dash-ul la hituri, din ce observăm noi aici. Mi se calcă destul de tare dacă stau să mă gândesc, adică uite cât de rapid am ajuns până în partea aceasta. Dar partea cea mai ciudată este că dacă tu vei da acest gadget, vei da doar 1000 damage. Consider faptul că acest gadget e tare ca să te poți folosi să te apropii de inamici. Asta e un lucru genial și superul nici nu mai zic, pentru că avem celălalt star power este cu 30% mai lung. Dar uite, l-ai dat din poziția aceasta, bam, hop, hop. Și se întoarce de unde l-ai dat, da? Deci de fiecare dată de unde îl dai, acolo se întoarce. Uite, și hai să vedem superul din câte și îl încarcă. 1, 2, 3, 4, 5 hituri și încarcă superul, ok. Și dacă noi îl dăm de aici, aici, uite, să spunem că e acolo. Bam, bam, și s-a întors după perete. Deci de fiecare dată se întoarce de unde pleacă. Acum, haideți să vedem superul cum va da damage după perete, uite aici, dau exemplu. Vedeți că el se blochează la un moment dat și pe mijloc el va da damage-ul cel mai mare. Dacă tu, dau exemplu, vei sta aici, cred că vei da damage unde e chestia aia galbenă. Dacă tu vei da așa, nu va mai da damage. Dar hai să vedem totuși. Bam, bam, și a dat damage de 2600. Deci am avut dreptate, bro. Trebuie neapărat să te focusezi pe chestia asta galbenă ca să dea damage. Tu poți să dai ori 2 damage, dar numai dacă adversarul este în mijloc. Uite, ceva de genul acesta. A dat o dată de două ori. Cred că doar o dată a dat acolo. Dar trebuie neapărat ca să fie pe mijloc, pentru că altfel dacă el nu este pe mijloc, nu vei putea. Uite, haideți să testăm. Eu nu știu, cred că cel mai bine și cel mai bine ar fi așa. Dar pe ăștia cred că o să dea damage pe toți. Bam! 31.200 damage per second, bro. Mamă, voi vă dați seama dacă sunt 5 jucători sau sunt 10 jucători și dai superul? Dai pe toți așa odată. 2600, eu aș vrea cu power maxim să testez lucrul acesta cu powerul ăsta și să dau pe toți inamicii care sunt puși la mijloc să dau așa cu superul. Aia o să testăm imediat. Dar cu spatula, eu zic că se potrivește brawlul acesta. Acum, haideți să intrăm cu gadgetul și cu star power-ul celălalt. Uite cu ăsta, cu Fruit Samurai Ninja. Deci ăsta l-am văzut gadgetul ce face. Ăsta trebuie neapărat ca să-l testăm noi pe jucători, ca să încasez damage-ul cel mai mare și să dau viață. Pentru că dacă cineva îți dă 100 damage, 75% din 100 damage îți va da ție HP, adică doar 75. Dacă cineva îți va da, nu, 10.000 te va omorâ, că practic are 7600 viață. Hai să calculăm, uite, 5.000. Dacă cineva îți va da 5.000 damage și tu viața o să te poți încărca cu vreo 3500 dacă nu mă șel, nu? Cam așa ar veni procentajul de 75%. Star power-ul îl testăm pe acesta, care îți dă un scut de 90%. Deci, dacă cineva îți dă damage de 10.000,
tu vei încasa doar 1000 damage, atâta timp cât vei avea scutul acela. Când ai început meciul, tu te vei spawna cu acest scut. Exact ca la Bibi, doar că la Bibi când atacai dispărea scutul, la ăsta îți va rămâne. Și uite, dacă eu am venit și mi-a dat robotul acesta damage, doar 50 din 500. Atenție mare. Superul pentru că am star power-ul celălalt, mi se pare mult mai ok acesta, sincer. Chiar mai ok decât celălalt. A, că nu mai e în distanță atât de mare. Ok, înțeleg lucrul ăsta, dar mie mi se pare mai bun star power-ul ăsta cu scut decât primul. Acum, na, fiecare cu gusturile sale. Îmi place foarte mult și skin-ul, ia să vedem, are vreun efect ceva? Nu, ia să vedem superul. Ok, a lăsat-o din aia de sus și în spatele său. Bun. Dăm hit aici și uite, hai să vedem la robotul ăsta. Deci robotul îmi va da damage cât? Acum am dă 50. Dar acum am dat 500, deci în ultimele 3 secunde se adună damage-ul și am dat gadget-ul și am avut 750 viață, ia uite. Și am și un fel de scut acolo. Care-i faza cu scutul ăla? Mă mai ajutăm vreun fel anume după ce dau gadget-ul? Ia să vedem noi. L-am dat? Nu, de scutul ăla este preventiv doar, nu e ca și cum te ajută la ceva anume. Dar o chestie ce trebuie să vă arăt eu e că odată ce ești foarte low HP și tu vei da damage pe hit, îți vei încărca și viața pentru că aceasta este abilitatea lui pasivă. Dar atenție mare, dacă tu vei da hitul așa pe loc, nu îți vei încărca viața, trebuie neapărat să nimeri adversarul. Uite, dacă ai dat 1000, ți-ai încărcat 350, așa 700, bam 700 și hai să vedem cu superul. Îl dăm aici, bam așa, hap, hap și mi-a încărcat 910 cu 910 pe super. Bă, e fantastic lucrul ăsta, că poți să ai și o abilitate pasivă. Deci cel mai bine și cel mai bine ar fi ca cu auto-aim să dai tu și să dai damage maxim pe inamic. Pentru că dacă tu vei da de la distanță, nu te va ajuta lucrul acesta să dai damage ori 2. Sau ia să vedem de aici. Uite, îl dăm așa, da? Hap, hap, l-am dat chiar de 2 ori. Mamă, trebuie să te vezi cu super ăsta. E genial, brawler, bă, de-abia aștept ca să vină. Pentru că sunt foarte entuziasmat de el. Are o tactică și o mecanică diferită, într-adevăr, dar mie îmi place. Acum haideți să-l testăm pe Trio Shadown și testăm cu gadgetul primul și cu Star Power-ul, dar știți ce? Hai să luăm și cu Kenji normal, fără skin. Deci vom testa cu primul gadget și cu primul Star Power. Și poți chiar să folosești gadgetul aici de când te respawnezi ca să te poți duce pe power-up-uri sau să te poți duce pe adversari. Uite, ai dat gadgetul, bam, și te-ai dus pe power-up-uri aici foarte rapid, vedeți? Dar poți să te duci și pe asta așa, bam, bam. Și mi-car și viața și acum dau superul. Jap, jap. Nu cred că s-a dat cum i-am dorit eu, dar l-am omorât. Băi, un fel de Mortis dacă stai puțin să te uiți la el. Un Mortis puternic dezvoltat. Bam, bam, bam și dau superul. Ok, am dat 4000. Uai de viața mea, bro, 4000 și fii atent că sunt și invizibil, pentru că este acea spatulă. Dăm gadgetul să ne apropiem de ăștia. Bam, bam, bam și dau superul aici. Jap, jap. Vai de viața mea, power up-ul cât de mult te ajută, iubesc brawlul ăsta, bă! Kenji, de ce n-ai venit tu primul și a venit Mo? Bă, cei care se uită acum probabil că o să spună că sunt nebun, dar îmi place la nebunie mecanica și cred că superul ar fi mai bine să-l dai cu auto-aim decât să-l dai tu cu superul. Ia să vedem aici, dăm hitul așa, bam, 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 mi-am încărcat și viața. Se pare că și viața ți-o poți încărca mai mult dacă tu ai power up-uri. Și acum dăm pe Poco așa, jap, jap! 6500 cu 6500 asta a fost. Vreau să mai dau meci pe Trio, că îmi place la nebunie, dar cu gadgetul 2 și cu Star Power-ul 2. Și din nou vom face același lucru, dar sincer îmi place mult și gadgetul, pentru că te poți duce mai rapid la adversari și să te poți risca. Gadgetul ăsta e mai pasiv. Ia să vedem aici, bam, dăm hit, hit. Sunt curios pe power-up-uri dacă eu mi-încarc viața. Mie îmi place mai mult Star Power-ul, deci gadgetul primul cu Star Power-ul ăsta al doilea. Consider că ar merita ca să poți lua pe acest brawler. Ia să vedem, Hank, dăm cel mai mare damage aici. Ah, firar, am vrut să-mi dea damage. Am vrut să-mi dea damage. Bam, bam, bam. Dați-mi damage, copiii mei. Hai că... Opa, și mi-a dat gadgetul. 6141, ați văzut? Mi-am încăsat damage-ul cel mai mare în ultimele 3 secunde și mi-am folosit gadgetul ca să-mi încarc viața. Foarte bun și gadgetul ăsta, că stai să te gândești. Asta e bun pentru a te duce agresiv. Dăm superul? Bam, l-am omorât pe Obit. Ireal, bro. Ireal, brawler. Ia să vedem hit aici, bam, bam. Dăm bull damage. Ia fiți atenți, mergem după bull. Ah, nu i-am dat damage. Mai dăm-i una. Haide băi. Firar. Dar îmi dau gadgetul. 1728 damage. Pare ok. Ia să vedem pe Obit aici. Jap, jap. Și mi-am încărcat și viața, bro. Uite cât de rapid mi-am încărcat viața. No way. Cred că mă pot bate și 1v3 fără Catherine. Ar fi o idee bună ca la Trio Shadown să intru doar eu versus o echipă, sau la 3v3 să intru eu versus o echipă, cred că aș putea să-i bat lejer. Și uite cât de tare apare la Trio Shadown ca să poți face friendly battle. Asta e genial, dar nu, vrem să testăm pe un game normal. Și cum ar fi ca să facem lucrul acesta la 5v5, să intrăm noi versus 5 boți? Credeți că aș putea ca să le fac față?
și să mă pot bate cu ei. Chestia e că n-am superul încărcat, aia e problema. Naa, e greu, bro. Să casez damage de la 5 brawleri e destul de greu, dar aș vrea cu superul. Bine, nici cu superul nu dau damage foarte mare, dacă stau să mă gândesc. Deci nu e o idee fantastică, dar cred că pot să-mi încarcez viața aici. Ba, mi-am dat jab jab și fiate, mai dau o dată. Ah, dar se duce și de gol, bro. Pe moment ai putea să faci față, dar cred că pe alt game mode. Dar pe 5v5 gen grab, eu zic că o să le pot face față, să le dau damage. Am luat și gear-ul cu 4 gadget-uri și mă voi folosi de lucrul acesta. Mergem așa ca să fie mai rapid dash-ul. Și hai să vedem. Ia, bam bam, dau gadget-ul aici, hap, superul. Bam bam, și mi-am încărcat viața. La puțin moment ca să mai dau un nou gadget, într-adevăr, asta te poți folosi, deci te spawnezi tot timpul cu deșul acesta. Ăștia, chestia că ăștia se împart, asta e nasol. Bam, am dat superul, hap, l-am omorât, perfect, aici dăm așa, așa, și mai dau aici un super odată, jap, jap, și am luat pe amândoi și mai dau odată. Bro, ăla cu heal va fi toxic. Gen, în timp ce tu dai hit să-ți încarci viața și dau super aici, deci e instant superul. Asta e un lucru tare, pentru că superul este instant, bam, bam, bam. Și dau aici superul, hap. Ia uite, și am dispărut instant, bro. Încă o dată. Ah, firar. Dau gadget. 2000. Ah, cred că o să mor cu gemul aici, am mâncat vaș gura voastră. Dar eu nu înțeleg de ce nu se bat toți boți. Sunt curios dacă o să pot fura gemurile. Ok, am dat în perete, din păcate. Firar, 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 firar. Dau gadget. Super. Ah. Nu trebuia să fi murit acolo cu gemurile. Dacă eram puțin mai creier. De asta am un super totuși. Am un super. Am un super, bro. Da, mă duc după perete. Uite, asta e ciudat. Aaa, n-am mai bucat ca să-l prind. Bă, totuși să te bați 1v5 cu boții e ceva. Dar știi ce ar fi o idee bună? Să facem 1000 de trofee și să ne bătem 1v3. Pentru că acolo jucătorii sunt, adică boții sunt mai buni la 1000 de trofee cu crești în trofee. Și gata, am făcut 1000 de trofee. Acum haideți să intrăm la un friendly battle cu boții, eu versus 3. Totuși, de data aceasta, am schimbat puțin star power-ul. L-am pus pe primul, care va fi cu 30% mai lung. Să vedem dacă va face față și va fi bun. Ia să vedem. Deci avem Crow Mr. P. Putem să dăm dash, gadget aici și un super. Hop, hop. Hai că am nimerit dacă e ceva. Dude, superul e greu ca să dai damage pe oameni. În rest e genial, brawler. Dar cu super mă așteptam la ceva mai mult. Dăm așa gadget și dau cu auto-aim. Hop, hop. I-am nimerit. Dar Crow, din păcate, s-a dus și a dat gol, deci n-am nicio șansă să pot face cu ăștia 1v3. La game mode-ul consider faptul că Brawl ăsta ar fi bun pe Brawl Ball, pe un 5v5, pe Hozon. Haste-ul nu prea cred. Pe Hozon ar fi bine că dai superul pe zonă, dar Knockout și Haste nu prea cred că ar face față și ar face gen să pună damage foarte mare pe Haste. Asta e chestia cea mai ciudată. Dar vreau să testăm un Brawl Ball cu full boți, pentru că aici totuși mă mai ajută și colegii mei și nu mă pot bate doar eu singur. Dar brawlul ăsta în unele situații poate să facă meciul și poate să facă diferența, cum s-ar spune. Asta e genial. Am dat gadget-ul acolo degeaba, de fapt nici nu mi s-a pus. Și acum dăm superul aici. Cum n-ai bădat, mă, gol de acolo? A, mă, frate, m-am zis că joc și eu cu boții și m-am jucat de toți banii cu boții. Perfect, dăm aici superul. Hop, hop. L-am luat. Hap, hap, pădulap. Ok, te poți ajuta și de lucrul acesta. Și voi de aici gol. Nice, la limită. 1-1. 1-1 se joacă, bro. Oricum, brawlerii din ce în ce mai mult, din ce observăm noi aici, trebuie să te joci cu două degete. Uite cum ar veni aici și să atași și să dai gadget-ul în același timp, să nu pierzi timpul cu doar un deget. Dar totuși, haideți să trecem și la un meci de solo, ca să vedem brawlerul ăsta dacă va face treabă la solo. E ciudat faptul că nu dă de la distanță și trebuie să te apropii de ei și tu în timpul ăsta încasezi damage, bla 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 bla, se știe lucrul acesta, deci este irelevant. Hai să ne bătem cu asta, să vedem. Bam bam bam, dau un hit, opa. Mi-am încărcat viața, am și superul. Acum ce am, dash-ul și acum dau superul așa. Hop, hop. Bă, heal-ul ăsta chiar te ajută. Gen, să nebunesc. Pot să dau? Ok, am dat superul. Și mergem aici, hop, hop. Bro, du-te după el. După el, bro. Și am dat aici damage. Bă, și de solo e fain. Dar uite, ți arată, să știi. Deci ăsta e așa ca să dai damage. După aceea ai dash-ul. După aia ai damage. După aia ai dash-ul. Damage, dash. Și e relativ ok. Ți se încarcă relativ ok. Ia să dăm. Acum avem dash, hop. Și dăm aici un super. Jap, jap. N-am apucat. Firar. Gadget, 2800. Ok. Am dash-ul. Mă pot duce așa. L-am omorât.
Dau gadget, hop, băi, cât mi-a încărcat viața, băi, ireal. Dau așa, sandwich-ul format. Și aici, hop, hop. 1435 viață, ce mai vrei, bă, băiatule, bă. N-ai ce să-ți poți dori mai mult. Cu 11 power-up, oare cât damage voi putea da pe acest bull, ia. Bull? Bull? O mă ia, Monsin de Iru! Doar 5400, 4200 pe un dash acolo, de fapt pe un hit. Wow! E genial, Brawlerul. Am zis genial, cred că de 5 miliarde de ori pe episodul ăsta. Ce-ți poți dori mai mult de atâta ca să vezi că dă splash-ul ăsta și bați atât de multe power-up-uri și dă atâta damage, bro? Fiți atenți aici. Vreau ca să testăm pe acești toți boți când vom da super-o, bro. Ok, ne-a luat la un power-up, nu mai contează. Dacă dau un dash, sper că nu-i omor, nu? Ok, perfect. Trebuie să aștept puțin. Dau aici așa, perfect. Și acum, sunteți pregătiți de superul pe toți boții ăștia? 3, 2, 1. Bam, bam. E, nu i-am omorât din păcate pe toți. Și a mai rămas Frank pentru care HP mult prea mare. Dar, ia să se regenereze Frank și să-i dăm o dată așa. Deci, bam, bam. 7020 cu 7020. Am intrat din nou și suntem cu 19 power-up. Eu dau 5800, deci cred că 6000 ia. Vreau doar pe obitul ăsta. 3000 este pe ăsta, pe dash. Și la 20 power-up, dacă dau un singur hit, 6000, bro. Și acum ne folosim superul pe toți ăștia. Din păcate nu o să pot da damage pe toți. Dar uite, haide să stăm mai în apropiere, da? Bam, bam. Ah, au rămas ăștia în viață, bro. Dar poți să-i bați lejer. Dar nu poți să-i prinzi pe toți, asta e clar. Bam, bam. 7800 cu 7800. Am intrat chiar și pe Hey să vedem care sunt statisticile dacă noi vom da, uite așa. Bam, bam. Deci doar 7% a scăzut. Dacă dăm dash-ul scade 1%, dacă dăm ăsta scade 3%. Deci nu dă un damage fantastic pe Hey. Nu se compară nici, cred că 10% din damage-ul pe care îl dă Mo. Acolo este mult mai bun. Mi se pare că Mo face treabă cam pe orice game mode, acesta doar pe câteva. Și ca de final de episod o să intrăm să dăm match chiar și la Jellyfishing la acest game mode. Dar ca o scurtă prezentare vă pot spune faptul că gadgetul acesta al doilea din ce am testat eu merită cel mai mult față de primul. Asta este doar dacă vrei să ajungi mai rapid lângă inamici. Inamici cum ar fi Tick, Dynamite și așa mai departe, nu Brawler Tanci. Deci ar fi bine să-l folosești pe celălalt doilea. Star Power depinde de game mode. Dacă e un game mode unde în continuu tu încasezi damage cum ar fi Hozon și trebuie să fii agresiv și așa mai departe, mai bine îl vei lua pe primul decât al doilea. Dar nici asta nu e rău, doar că la 5 secunde tu nu trebuie să încasezi deloc damage ca să ai 90% scut și când vine cineva și îți dă, de exemplu, Crow, doar îți dă un poison, ți-a dispărut scutul, nu ai încasat damage-ul la cel mai mare. Dar dacă îți dă un Piper, dacă îți dă o Piper, o bucată din aia de la distanță de 3000 și ceva damage, 4000, atunci merită pe deplin acest Star Power cel de-al doilea. Și am intrat aici pe Jellyfishing, pe ultimul game mode al nostru din update-ul acesta SpongeBob, să vedem dacă cumva e ce trebuie, bro. Ia să vedem, mergem pe aici așa frumos. Dați-mi damage, dați-mi damage cât vreți voi. Hai că mi-au dat damage, bro, și-a luat bătaie. Dăm damage, bravo, am încasat acolo damage-ul. Mi-am dat gadget-ul, ia uite, eu mă bat aici cu ăsta. Și dau, a, nici nu mai trebuia. Wow, și pot să iau chiar și superul. Gen, pot să iau alea din super. Acestea de pe joc, Jellyfishing-ul. E tare, bro. Avem 11 Jellyfishing-uri. Ok, dar mai lasă-i, bă, și pe ăștia ca să vină să mă bat cu ei, bro. Cine va trebui să mă duc în bază? Doamne, bă, efectiv mi-am încasat, doamne. Mi-am încărcat tot, dau gadget-ul. Ia uite, broți, încarci în continuu viața, în continuu. Și cu gadget, și cu hituri, și cu super când îl dai, mai puțin acolo că nu l-am nimerit. Vreau ca să nu iau Jellyfishing-ul ăsta și să mă mai duc în inamici. Dăm damage, bam, mi-am încărcat de ăsta. Și încă o dată. Ce mai vrei, bă, mai mult de atâta, bro? Ce mai vrei, ce-ți poți dori? Mai ales și cu spatula asta de efectiv sunt mai rapid. Și aici, bam, încă o dată superul. Hop, hop. Nu știu dacă l-am nimerit pe deplin. Dau aici gadgetul și l-am omorât. E un fel de Mortis, bro. Un fel de Mortis, ce să mai... Vreau să mai intru o dată. Totuși trebuie să menționăm faptul că mă joc în 1000 de trofee. Deci boții nu sunt așa de slabi precum ar fi la trofee mici, 10, 20, 30 și așa mai departe. Cu cât faci trofee mai mult pe Brawler, cu atât inteligența lor artificială crește, cum s-ar spune. Ia să vedem Frank aici. Bam, l-am omorât, i-am dat cu spatula în cap. Dau gadgetul ca să-mi încarc ăsta și, din păcate, am murit. Nu este nicio problemă, pentru că am aproape superul să-l pot da. E bine că boții au mai sens acolo din Jellyfishing. Uite și arată gen câte Jellyfishing-uri au.
Mergem aici și îl omorăm, perfect. Și dăm super aici pe Frank. Hap, hap. Gadget aici? Și l-am omorât? Nu l-am omorât! Wow! Bro, ce s-a întâmplat acolo? Boții mei, faceți și voi treabă, vă rog, din tot sufletelul meu. Super. Hap, hap. Na, na talent, bro. Na talent ce s-a întâmplat aici. 1v3 am făcut și am luat și jellyfishing-urile. Am super aproape. Nu mai vreau să-mi iau niciun jellyfishing-ul ca să se pună toate astea 8. Pentru că dacă tu le vei lua, bam, și super aici. Easy. Easy, bro. Na, deci trebuie să strângeți credite și să luați brawl-ul ăsta neapărat, vă spun. Dau aici gadget-ul, hop, hop, super. Nu, am murit cu jellyfishing-urile, dar se descurcă ăștia mei, e perfect. Ca să mai vin o dată și să mă pot bate. Perfect. Nu mai am gadget-uri, din păcate. Dau aici hit, hop, 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 super aici. Îi prind pe amândoi? Nu i-am prins, bro. Ah, ia iurea. Trebuie să te obișnuiești tare pe super. Asta e clar. Și să dăm aici un super. Uite, vezi? Îl dai, dar câteodată îl și ratezi. Jap, jap, uite aici l-am dat în plin. În plin, bro, a meritat. Dacă iau ăștia jellyfishing-urile la toate de pe jos, cred că am pierdut. A, nu chiar. Ca ăștia ai noștri. 7. Dacă nu mai abăr la ele jellyfishing-urile, am câștigat. Hit, 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 super. Da, am câștigat și una de-al, da. În concluzia acestui episod, brawlerul Kenji este o nebunie de brawler și e genial. Ăsta, într-adevăr, este un brawler legendar. Și chiar merită să fie legendar. Nu restul, care nu prea mai sunt wow deloc. Dacă stai să te gândești, bine, fiecare are o mecanică, dacă e puțin așa să o iei logic, dar ăsta le întrece pe toate. În fine, sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Lăsați și voi acolo în comentariu cum vi se pare acest brawler, dacă vi se pare mult mai bun ca acesta, pentru că o să notez acolo cu o inimioară. Codul mă dă pe shop dacă cumva cumpărați pe sus sau îl cumpărați pe acesta, dar trebuie să mai așteptăm o lună, din păcate. Asta este și cu toate astea vă doresc o zi sau o seară minunată în continuare. Pa, pa! Subscribe.